Bună ziua, stimați telespectatori și, de ce nu, și stimați spectatori ai acțiunii pe care o vedeți desfășurându-se astăzi în municipiul Giurgiu, în cadrul emisiunii Satul Giurgiuvean. O să vă întrebați probabil de ce o emisiune a satului Giurgiuvean se produce undeva într-un oraș. Răspunsul este foarte simplu. Aici, cu ajutorul Centrului de Valorificare a Tradițiilor și Conservare a Tradițiilor Populare Românești, în prezența doamnei director Carmen Pețanca, s-a organizat această acțiune frumoasă a satului românesc, a satului unde avem un dans național, Călușul Românesc, un festival al acestuia aflându-se la cea de-a 20-a aniversare. Bună ziua, doamna director! Am plăcerea să vă avem în mijlocul emisiunii, pentru a doua oară în mijlocul emisiunii Satul Giurgiuvean, și am avea o mică dorință, aceea de a spune câteva cuvinte despre ceea ce vă determină să fiți atât de consecventă în ceea ce privește Festivalul Călușului Românesc. Bună ziua și a spune mai degrabă că dumneavoastră vă aflați în mijlocul acestui festival, pentru că, vedeți, este un festival care se desfășoară în aer liber. Îl organizăm de câțiva ani buni încoace, dacă ne aflăm la cea de-a 20-a ediție, și am vrea să mai avem încă 20 de ediții de acum încolo. De ce organizăm acest festival? După cum vedeți, călușarii nu i-am urcat pe scenă, pentru că nu vrem să transformăm Călușul Vlășcean într-un spectacol scenic, ci vrem să aducem în fața giurgiuvenilor călușul autentic, așa cum se joacă el și cum se practică pe ulițele satelor. Pentru că cetele care sunt prezente acum în festivalul nostru sunt cete care pornesc legatul călușului de dimineață sâmbătă și colindă satele și orașul nostru până luni seara când se desleagă. Deci sunt cete care încă păstrează tradiția și este păcat să nu aducem în fața giurgiuvenilor, locuitorii municipiului Giurgiu, să îi cunoască și să vadă că tradițiile noastre încă se păstrează, mai ales că acest căluș, după cum ați spus și dumneavoastră, este un bun UNESCO, un bun al umanității, înscris din 2005 pe lista patrimoniului cultural imaterial. Este un pic, nu supărător, aș putea spune un pic dezarmant, faptul că, deși în județul nostru sunt 54 de comune, 54 de călușari ar trebui, de echipe ale călușarilor ar trebui să fie. Acum am numărat numai 9 astfel de echipe, dar considerăm că în orice început este de bun augur și că modelul dumneavoastră pe care l-ați oferit dumneavoastră astăzi, cu prilejul acestei aniversări, am putea spune, o să fie preluat și de celelalte localități ale județului Giurgiu. Am văzut în cuvântul de introducere al dumneavoastră un mic istoric al călușului românesc. Sigur că puțină lume știe ce reprezintă de fapt călușul, puțină lume știu să traducă ceea ce înseamnă rusaliile în mijlocul poporului. Populară, da. Multă lume urmărește călușul ca și spectacol. Bineînțeles că acest obicei este unul foarte străvechi, chiar de pe vremea getodacilor, are origini păgâne, pot spune. Este un ritual care se închină zeului Cabalin, zeul soarelui, pentru că, așa cum am spus, în cultura populară, anul pastoral se împărțea în două anotimpuri, în iarnă și în vară. Iarna are ca simbol zoomorf lupul, care este întuneric, frig, iar vara, calul, care înseamnă căldură și fertilitate.
De asemenea, jocul cărușului este un joc ritualic, pentru că presupune mai multe dansuri pe care le practică, adunate în acest întreg joc al cărușului. Cărușul mai are rol și de vindecare, mai are rol de fertilitate și de alungare a relelor, relele care sunt acele iele sau rusalii în credința populară. Să spunem că această ceată de căluș este un fel de legătură între oameni, între societate și cealaltă lume, pentru că se știe că sunt morții, sunt moșii de vară și în această perioadă spiritele morților sunt pe lângă noi, iar călușul sau călușarii vin să înlăture aceste rele de lângă oameni. Acest căluș românesc, constituind ca obicei național, am putea spune, ar trebui să însemne pentru foarte mulți dintre locuitorii județelor, mai bine zis, din sudul țării, dar și din nordul țării, cum ar fi, de exemplu, Moldova, care Moldova are călușul la el acasă, am putea spune, acolo. Doamna director, eu vreau să vă mulțumesc pentru ce ați făcut, în primul rând, pentru ce ați organizat astăzi. Vreau să vă mulțumesc în numele spectatorilor și telespectatorilor din județul nostru și să vă doresc ca nu cei 20 de ani despre care vorbea să se continue, eu vă urez 40 de ani să puteți continua și să scoateți în evidență, să reanimați tradițiile județului nostru, cel puțin. Vă doresc succes și vă mulțumesc pentru minutele acordate. Mulțumesc frumos! Eu aș vrea ca tradițiile să nu dispară niciodată, chiar dacă nu mai organizăm noi festivalul. Ele oricum trebuie să rămână ca identitatea poporului român, pentru că ne definesc ca și neam aceste tradiții. Sunt convins că veți reanima și celelalte tradiții ale zonei în care trăim. Vă mulțumesc încă o dată! Vă mulțumesc! Cea de-a 20-a ediție a Festivalului Călușul Cape Vlașca. Suntem la o ediție aniversară. Și cred că mă sabotează cel de la sunet. Și mă bucur să văd că sunt alături de noi cete de călușari din localitățile județului Giurgiu. Acest dans al călușului este cel mai frumos, cel mai spectaculos. Este un complex care fascinează prin frumusețea și măestria dansului și a costumului tradițional popular. Din această cauză, călușul a fost introdus ca și patrimoniu cultural UNESCO pe lista de tradiții, culturi și tot ce ține de păstrarea portului și a tradiției populare.
Dansul călușului este un dans tradițional și un ritual complex. El este un dans foarte străvechi, datează de pe vremea getodacilor și aparține cultului solar, zeului Capalin. După cum se știe, anul pastoral se împarte în două anotimpuri, iarna și vara. Calul, fiind asociat soarelui, a perioadei de vară, a luminii și a căldurii. Ne bucurăm să avem în mijlocul nostru acești tineri și după câte văd cetele de călușari încep să se întinerească, atrag cât mai mulți tineri în mijlocul nostru. Este important să păstrăm aceste obiceiuri și aceste tradiții pentru că sunt identitatea noastră culturală, identitatea noastră ca și popor. Chiar dacă suntem într-o globalizare, trebuie să ne identificăm și acest festival, aceste cete, acest ritual sunt cele mai bune exemple pentru păstrarea tradiției și identității noastre ca și stat. Eu zic să începem festivalul, să primim călușarii în mijlocul nostru, care vin nu numai să joace, care au și rol magic de tămăduire, de vindecare, de alungare a relelor. Și sper să ne întâlnim și în anii următori în aceeași formație, poate și cu mai multe cete. Suntem, stimați telespectatori, în mijlocul unei echipe de călușari ai comunei Comasca, nu? Sau satul Comasca. Comuna Oinacu, satul Comasca. Stăm de vorbă cu domnul Voina Adrian. Dumneavoastră sunteți instructorul acestei echipe? Sunt vătaful acestei formații de călușari din satul Comasca. Am în jur de 20 ceva de ani de când joc călușul. Un singur an am lipsit când am fost armata, că nu se putea. În restul, ce să vă spun? Din an în an mai introducem cât un băiat mai tânăr ca să ducă obiceiul mai departe. Și el este mic. Să trăiești. Cum te cheamă? Laur. Îți place călușul? Da. Da? Îți place? Și când o să fii mare, ce o să faci? O să dansezi și tu călușul? Da. Da. Găsiți, întâmpinați greutăți în instruirea acestei echipe? Întâmpinăm foarte mari greutăți pentru că trebuie să ne zbatem atât cu lăutarii, că nu-i mai găsim, nu mai sunt. Nu mai sunt și sunt foarte, foarte rari. Da, da. Iar lumea din ce în ce uită de obicei, uită de obicei populare, nu mai e ce a fost odată. Meritați toată lauda pentru faptul că întrețineți aceste obiceiuri pe care le-a cam uitat mult, multă lume. Da, foarte multă lume, foarte multă lume. Uitați și... Vă felicit pentru faptul că participați la această acțiune foarte frumoasă, o aniversare de fapt a Călușului Român. Vă mulțumesc! O altă echipă de călușari, frumoasă echipă de călușari a comunei Prundu. De altfel, o comună pe care județul Giurgiu o cunoaște foarte bine prin primarul ei. Da, da. Așa. Ne ajută foarte mult, domnul primar. Păi, la asta mă gândeam, dacă sunteți aici, asta înseamnă că aveți și sprijin de la nivelul comunității locale, de la nivelul organelor locale. Cine sunteți dumneavoastră? Mă numesc Andronache Marian, sunt vătaful călușului de la Prundu.
vătaful și în același timp și instructorul, probabil, nu? Și organizator. Instructor și organizator. Vă e greu să faceți acest lucru? Nu ne este greu, ne face plăcere să facem. O faceți din plăcere? Din plăcere, da. Sunt convins că plăcerea este cea care vă ușurează mult. Deși eu mărturisesc că din ce văd aici, jocul călușului nu este unul simplu și necesită mult, mult efort. Mult efort, da, și căldură și efort mult. Da. Colindăm prin sat, prin căldură, prin... Cum acționează tinerii vis-a-vis de acest fenomen pe care îl desfășurați în comuna dumneavoastră? Agrează ceilalți tineri care nu sunt implicați în... Agrează foarte mult dansul călușarilor. Aveți și o echipă de rezervă, cum s-ar zice, sau pepiniera, am putea spune, a călușarilor? Avem echipă de călușari mai mici la școală. Așa, s-o în cadrul școlii. O doamnă educatoare, da. Deci în cadrul școlii se... În cadrul școlii, da. Întâmplă acest lucru. Da, da. Ne-ar da. Făcea plăcere să vedem această echipă a școlii din comuna dumneavoastră. Da. Mâine, duminică, în ziua de Rusalii, facem sărbătoarea comunii. Da. Și participă și echipa de călușari. Foarte bine, mică. Foarte bine. Da. Ați auzit aici un mic istoric făcut vis-a-vis de acest dans călușarului și cred că e bine să popularizați și în rândul locuitorilor comunității dumneavoastră istoricul călușul fiind nu un simplu dans, ci fiind ceva care are foarte multe simboluri. Da. Îl păstrăm exact cum am păstrăm tradiția exact cum am preluat-o și noi. Așa trebuie. Nu improvizăm nimic. Fără improvizații. Fără improvizații, da. Stricați ceea ce am preluat de la bunii și străbunii noștri. Am făcut efort să păstrăm tradiția exact cum am preluat-o de la bătrânii noștri. Bun, vă las, domnul Vătaf, pentru că urmează imediat să vă produceți în fața spectatorilor. Vă doresc succes și în continuare. Vă mulțumesc. O altă echipă, de data aceasta, o echipă mult mai tânără, stimați telespectatori, sunt școlari, învățăcei, atât pe băncile școlii, dar și pe băncile căminului cultural, presupun, al comunei Toporul, județul Giurgiu. Stăm de vorbă cu doamna profesor. Stănescu Mariana. Sărut mâinile, doamna profesor. Mai întâi vreau să vă felicit pentru ceea ce am văzut că ați prezentat la nivelul municipiului nostru, dar să nu credeți că rămânem aici. Tot județul va cunoaște cu prilejul acesta copiii de la Toporu, modul în care preocuparea pentru păstrarea tradițiilor culturale este la loc de cinste în comuna dumneavoastră și în speță în școala din comuna Toporu. Spuneți-mi, doamna profesor, v-a fost greu să formați această echipă? Nu a fost chiar așa de greu, deoarece a fost o dorință a mea din anii trecuți, pentru că eu am o formație de dansuri populare la școală și mi-am dorit foarte mult să fac și căluș, pentru că la Toporu, în urmă cu 40 de ani, s-a dansat acest dans popular și am vrut să facem o reînviere a tradiției, să spun așa. Am început cu cei mai mici ca să fie păstrători, să spunem, a acestei tradiții. Continuatori, da. Am început anul trecut prima dată, ne-am preocupat cu ajutorul directorului școlii și primăriei să confecționăm costume, să le cumpărăm
și de începând de anul ăsta, a fost al doilea an, vom participa în fiecare an la acest festival. Vă doresc, doamnă, la cifra 2 de care ați vorbit, să mai adăugați un zero, cel puțin un zero. Da, mulțumim. Vreau să adaug că anul trecut, după ce am participat la festival, am fost așa cum era pe vremuri, cu mulți ani în urmă, cu copiii în sat, la casele oamenilor, la intersecții, pe uliți, unde a fost un loc vacant și oamenii au primit foarte bucuroși. Și sunt convins că oamenii privesc cu multă bucurie ceea ce au avut de valoare bunicilor, da, și străbunilor. Da. Tu ești purtător de steag? Da. Și cum te numești? Crăciunove Dimarius. Îți place călușul? Da. Îți place? Da. Dar de ce sunteți așa puțini copilași aici? Ar vrea mai mulți, ar trebui să fiți mai mulți. Formația zice să avem 9 și stegarul 10. Așa, așa. Deci respectați acest criteriu de număr. Bine, îți place deci. Da. E, ai grijă să aduci și din urmă alți copii mai mici. Da? Da. Bine. Tu ești mai mare? Ce clasă ești? 7. Da. Îți place călușul? Da. Îți place să păstrezi ceea ce ai primit foarte de la bunii și străbunii noștri, da? Ai dorința aceasta de a determina și colegii tei? Da. Să participe alături de voi? Da. Cum te cheamă pe tine? Mutu Denis. Bine, Denis. Îmi place că mi-a plăcut ce am văzut la voi și e bine să continuați, să continuați acest lucru. Vă mulțumesc, doamna profesor, pentru ce ați făcut astăzi aici. Vă mulțumesc pentru efortul pe care îl depuneți de-a lungul timpului și vă doresc succes în continuare. Mulțumim mult de tot! Ești obosit? Da. Cum te numești? Dulgă Petrică Ionuț. Reprezinți care comună? Comuna Stănești, satul Oncești. Satul Oncești. Da. Un sat mai mic al comunei Oncești, da, e mai mic. Și iată, cu valoare. Da, așa e obiceiul la noi în sat și așa ne ține tradiția din moș strămoș. Da, e foarte frumos că vă țineți de această tradiție. Este foarte frumos. Spune-mi, te rog, este greu să păstrați această tradiție la nivelul comunei din care veniți? Da, este greu. Pe noi nu ne ajută nimeni și noi călușari nu ne facem toate ale noastre. Noi nu avem nici de nimeni ce să ne ajute. Am văzut după costumația pe care o au călușarii că ar trebui intervenit aici. Nu ne ajută nimeni. A fost și Ustelian primar în comuna Stănești, nu ne ajută cu nimic. Probabil că n-a înțeles foarte bine fenomenul cultural, domnul primar. De 12 ani de zile înțelegea. De 12 ani înțelegea.
Acum aveți un alt primar și probabil o să se întâmple. Avem pe Dan, pe Dan Mitrea, spune ăștia, Mitrea, și om, până acum e om bun de nota 10. Vom vedea în continuare dacă va fi bun și aproape de fenomenul cultural al comunei. Așa spune, să ne ajute, să ne ajute. Bine. Ați făcut un lucru foarte frumos astăzi și vă rog să continuați ceea ce ați început. Continuăm. Mâine suntem la noi în sat, la biserică, la fiii satului și acasă țin obicei, strânge toată lumea din sat și să împărcește străchini cum era înainte, cu orez. Cu... Așa cum este obiceiul. Mâine la ora 12:01 să strânge toată lumea din sat, așa că e obicei la noi. Mă bucur să aud acest lucru. Spală copiii, să spală pe picioare. Dărusalii, cu bozii, cu săpun de casă. În felul acesta poate eliminați duhurile rele de la nivelul comunei voastre. Noi așa zicem, să mergem în continuare. De fapt, știi că acest dans călușarii are drept simbol eliminarea duhurilor rele care s-ar manifesta în jurul. Noi trei zile avem, trei zile. E sâmbătă, duminică și luni. Îți mulțumesc pentru efortul depus. Sănătate în continuare. Stimați telespectatori, v-am dat câteva episoade din ceea ce s-a întâmplat astăzi la nivelul municipiului Giurgiu. Vă mărturisesc că prezența multor locuitori ai municipiului arată care este interesul pe care îl au românii față de tradiția populară, față de obiceiurile populare. Ne încântă să vedem că românii noștri gustă, dacă putem spune așa, gustă din plin ceea ce este frumos, ceea ce vine de demult și în același timp manifestă și dorința de acest venit de demult să-l continue și în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție, stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră și spectatorilor care au fost prezenți astăzi la acest regal al călușului românesc. Ne întâlnim pe viitor în cadrul emisiunii Satul Giurgiuvean. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you.